Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 8. O intrigă la curte. În timpul acesta, cei 40 de pistoli ai regelui Ludovic al XIII-lea, după ce avuseseră un început, au avut și un sfârșit, ca orice lucru din lume. În urma acestui sfârșit, cei patru tineri ai noștri s-au văzut ajunși la mare strâmtoare. Athos sprijinise câtva timp tovărășia cu proprii lui bani. Porthos îi luase locul și, datorită uneia din acele dispariții cu care obișnuiseră, putu împlini nevoile tuturor încă vreo două săptămâni. În sfârșit venise și rândul lui Aramis, care primise cu multă bunăvoință și care izbutise, spunea el, să facă rost de câțiva pistoli din vânzarea cărților lui de teologie. Vrând nevrând a trebuit să ceară, ca de obicei, domnului de Treville, bani care le plăti înainte de vreme o parte din soldă. Dar aceste sume nu puteau acoperi mult timp nevoile celor trei muschetari, căci mai aveau în spinare o groază de datorii și ale unui soldat din gardă care n-avusese încă vreme să le facă. În cele din urmă, dându-și seama că se îngroșase gluma, au strâns cu mari strădanii 8 sau 10 pistoli pe care Porthos i-a jucat. Din nefericire, îi urmări ghinionul. Pierdu tot ce avea și alți 25 de pistoli pe cuvânt de onoare. Lipsa se schimba atunci în sărăcie. Urmați de valeții lor, flămânzi, colindau cheiurile și corpurile de gardă, doar vor nimeri vreun prieten din afară, care să-i poftească la masă, căci, așa cum susținea Aramis, la vreme de belșug e bine să semeni o spețe în dreapta și în stânga, pentru ca la nenorocire să poți culege și tu câteva. Athos a fost poftit de 4 ori la masă și de fiecare dată și-a luat prietenii împreună cu valeții lor. Porthos a putut face rost de 6 invitații, de care s-au bucurat și camarazii lui. Aramis de 8. După cum am putut vedea până acum, Aramis era omul care tăcea și făcea. Cât privește pe D'Artagnan, care nu cunoștea pe nimeni în capitală, a dibuit doar un mic prânz cu ciocolată la un preot de pe meleagurile lui și o cină la un port stindard din gardă. Își aduse însă ceata întreagă atât la preot, căruia îi dădură gata proviziile pe 2 luni, cât și la celălalt, care se arătă la înălțime. Însă, cum spunea Planșe, nu mănânci decât odată, oricât de mult ai mânca. D'Artagnan se simți destul de umilit, fiindcă nu putu să face rost decât de un prânz și jumătate, căci gustarea de la preot nu putea fi socotită decât o jumătate de prânz, față de ospețele pe care Athos, Porthos și Aramis izbutiseră să le descopere. Se socotea, deci, a fi o povară pentru ei toți, uitând de tinereasca sa bună credință că hrănise întreaga tovărășie vreme de 1 lună. Mintea lui iscoditoare începu să se frământe. Chibzuia adânc și înțelese pentru prima oară că această strânsă înțelegere între 4 tineri, viteși, cutezători și neobosiți, ar fi trebuit să aibă cu totul alt țel decât plimbări pe deșelate, lecții de scrimă și șoltecării, cu mai mult sau mai puțin duh. Într-adevăr, 4 bărbați ca ei, 4 bărbați credincioși unul celuilalt, cu trup și suflet, 4 bărbați gata a se sprijini oricând, fără să dea niciun pas înapoi, îndeplinind de unul singur sau împreună hotărârile luate la oaltă, 4 brațe amenințând cele 4 puncte cardinale sau îndreptate spre aceeași zare, trebuiau negreșit, fie pe ascuns, fie prin viclenie sau fie prin forță, să-și croiască drum spre țelul către care năzuiau, oricât ar fi fost de bine păzit sau de îndepărtat. Singurul lucru care îl mira pe D'Artagnan era că pe niciunul din prietenii lui nu-l frământase asemenea gânduri. În schimb, se gândea el pentru ei și gândea temeinic, chinuindu-și mintea încotro să îndrepte această forță unică de 4 ori întărită, cu ajutorul căreia nu se îndoia că ar fi putut răsturna lumea, la fel ca și pârghia pe care o căuta Arhimede. Când auzi deodată bătăi în ușă, D'Artagnan îl trezi pe Planșe și îi porunci să deschidă. Din cuvintele D'Artagnan îl trezi pe Planșe, cititorul să nu-și închipuie că era miez de noapte sau că nu se luminase încă de ziua. Nici de cum. Tocmai bătuse 4 ceasuri după amiază. Cu 2 ceasuri mai devreme, Planșe îi ceruse străpânului de mâncare, dar acesta îi răspunsese prin zicala: somnul ține loc de masă. Planșe prânzea, deci, dormind adânc. Un bărbat cu o mutră de rând și aducând aburghez intră în odaie.
Drept desert, Planchet ar fi vrut grozav să asculte convorbirea, dar burghezul îi spuse lui D'Artagnan că, având de gând a-i face destăinuiri de seamă, dorea să rămână între patru ochi cu el. D'Artagnan îl îndepărtă deci pe Planchet și își pofti oaspetele să ia loc. A urmat o clipă de tăcere, în timpul căreia cei doi bărbați se priviră, vrând parcă mai întâi să se cunoască. D'Artagnan se înclină apoi în semn că e gata să asculte. Am auzit vorbindu-se despre domnul D'Artagnan ca despre un tânăr îndrăzneț, începu burghezul, și faima aceasta de care se bucură pe bună dreptate m-a îndemnat să vin ca să-i încredințez o taină. Vorbește, domnule, vorbește, îl pofti D'Artagnan, al cărui nas de copoi adulmeca un prilej norocos. Burghezul se opri iarăși apoi urmă. Am o nevastă care vede de rufăria reginei, domnule. Nu-i lipsită nici de cumințenie, nici de frumusețe. M-au făcut să mă însor cu ea, sunt 3 ani de atunci, deși avea o brumă de avere, pentru că domnul de la Port, ofițerul care poartă mantia reginei, e nașul ei și o ocrotește. Pe urmă, întrebă D'Artagnan. Pe urmă, reluă burghezul, uite, domnule, nevastă mea a fost răpită ieri în zori pe când ieșea din odaia ei de lucru. Și cine ți-a răpit nevasta? N-aș putea să spun nimic sigur, domnule, dar bănuiesc eu pe cineva. Și pe cine bănuiești dumneata? Un bărbat care o urmărea de mai multă vreme. Ei, drăcie! Dar dacă vrei să știi, domnule, urmă burghezul, eu sunt convins că nu e atâta dragoste cât politică în toată problema asta. Nu e atâta dragoste cât politică? Întrebă D'Artagnan tot mai atent. Și cam ce bănuiești dumneata? Nu știu dacă ar trebui să spun ce bănuiesc eu. Domnule, țin să-ți amintesc că eu nu ți-am cerut nimic. Dumneata singur ai venit la mine, dumneata singur mi-ai spus că vrei să-mi încredințezi o taină. Fă deci, așa cum crezi de cuvință, mai ai vreme să te răzgândești. Nu, domnule, nu. După cum te văd, ești un tânăr de treabă și mă voi încrede în dumneata. Socot așadar că nu din cauza amorezului ei nevastă mea a fost răpită, ci din a alteia, mai suspusă. Ah, ar fi o vorbă de vreo dragoste a doamnei de Boatrasi? Întrebă D'Artagnan, vrând să arate burghezului că știe și el ce se petrece la curte. Mai sus, domnule, mai sus. A doamnei d'Aguillon? Și mai sus. A doamnei de Chevreuse? Mai sus, mult mai sus. Nu cumva a... D'Artagnan se opri. Da, domnule, șopti atât de încet burghezul înspăimântat, încât abia îi se ghiciră vorbele. Și cu cine? Cu cine altul, dacă nu cu ducele de... Ducele de... Da, domnule, făcu burghezul și mai înșoaptă. Dar de unde știi dumneata toate acestea? De unde le știu? Da, de unde le știi? Fără destăinuiri pe jumătate sau... Înțelegi? Le știu de la nevastă mea, domnule, chiar de la nevastă mea. Și ea le știe de la cine? De la domnul de la Port. Nu ți-am spus că e fina domnului de la Port, omul de încredere al reginei? Domnul de la Port a pus-o pe lângă majestatea sa ca să aibă și biata noastră regină pe cineva de încredere, părăsită ca vai de capul ei de rege, iscodită de cardinal și trădată cum e de toți. A, încep să ghicesc, spuse D'Artagnan. Nevastă mea a venit acasă acum 4 zile, domnule. Una din condiții fusese ca să poată veni să mă vadă de 2 ori pe săptămână, căci, așa cum avusei cinstea să-ți spun, nevastă-mea mă iubește foarte mult. Și zic, nevastă-mea a venit și mi-a spus mie că regina trece acum prin mare spaimă. Adevărat? Da, se pare că domnul cardinal îi ia urma și o prigonește acum mai rău ca oricând. Nu poate să ierte problema cu sarabanda. Știi problema cu sarabanda? Cum naiba să n-o știu? Răspunse D'Artagnan, care habar n-avea, dar care voia să pară că le știe pe toate. Așa că acum nici nu mai poate fi vorba de ură, ci de-a dreptul de răzbunare. Așa. Și regina crede? Ce crede regina? Crede că i s-a scris domnului duce de Buckingham în numele ei. În numele reginei? Da, ca să-l facă să vină la Paris și odată ajuns la Paris să-l prindă în capcană. Drace, dar soția dumitale, ce amestecare în toate acestea, scumpul meu domn! Știu cu toții că e credincioasă reginei și vor sau să o îndepărteze de lângă stăpâna ei, sau să o bage în sperieți ca să afle secretele majestății sale, sau să o ademenească și să facă din ea o spioană. Se poate, încuvință D'Artagnan, dar pe bărbatul care a răpit-o îl știi? Ți-am mai spus, mi se pare că îl știu. Cum îl cheamă?
Asta nu știu. Ce știu e că omul cardinalului și spiridușul lui blestemat. L-ai văzut vreodată? Da, mi l-a arătat nevastă-mea într-o zi. Are ceva semne după care ar putea fi recunoscut? Da, are. E un nobil, arată falnic, părul cum e smoala, oacheș la față, privirea te sfrădelește, dinții albi și o tăietură la tâmplă. O tăietură la tâmplă? Strigă D'Artagnan. Și pe deasupra dinți albi, privire sfredelitoare, față oacheșă, păr negru și înfățișare falnică? A, e omul meu din Meung. Omul dumitale? Da, da, dar aceasta n-are nicio legătură cu pățania dumitale. Ba mă înșel, din potrivă, aceasta o ușurează. Dacă omul dumitale e și omul meu, atunci cu o singură lovitură ochesc două răzbunări. Asta-i tot. Dar unde să dau de omul ăsta? Nu știu. N-ai aflat cam pe unde stă? Da, de unde? Într-o zi, când însoțeam pe soția mea la Luvru, el ieșea de acolo, tocmai când ea trebuia să intre și atunci mi l-a arătat. Drace, drace, mormăi D'Artagnan. Prin cine ai aflat de răpirea soției dumitale? Prin domnul de la port. Ți-a dat și ceva amănunte? Nu știa nimic nici el. N-ai mai aflat ceva pe alte căi? Ba da, am primit ce? Dar nu știu dacă nu fac o mare greșeală. Iar începi? Acum însă îți atrag atenția că e cam târziu să mai dai înapoi. La naiba, nici nu dau înapoi, strigă burghezul, suduind ca să-i mai vină inima la loc. De altfel, pe cinstea mea de Bonacieux, te numești Bonacieux? Îi curmă vorba D'Artagnan. Da, așa mă cheamă. Spuneai deci, pe cinstea mea de Bonacieux, iartă-mă că ți-am tăiat vorba, dar mi se părea că numele acesta mi-e chiar necunoscut. Se poate, domnule, sunt chiar gazda dumitale. A, făcut D'Artagnan ridicându-se pe jumătate și salutând. Va să zic că dumneata ești chiar gazda mea? Da, domnule, da. Și cum de 3 luni de când locuiești la mine, prins mereu de înaltele dumitale îndelerniciri, ai uitat să-mi plătești chiria, cum zic, m-am gândit că vei lua în seamă bunăvoința mea. Vai, se poate altfel, scumpul meu domn Bonacieux, îi răspunse D'Artagnan. Crede-mă că sunt recunoscător pentru purtarea dumitale și, cum ți-am mai spus, dacă pot să-ți fiu de vreun folos, te cred, domnule, te cred. Și eu voiam tocmai să-ți spun, pe cinstea mea de Bonacieux, că am încredere în dumneata. Atunci spune-mi tot ce ai pe inimă. Burghezul scoase din buzunar o hârtie și o întinse lui D'Artagnan. O scrisoare, făcu tânărul. Am primit-o azi dimineață. D'Artagnan o deschise și, cum începea să se însereze, se apropie de fereastră. Burghezul îl urmă. Nu-ți căuta soția, citi D'Artagnan, îți va fi înapoiată când nu va mai fi nevoie de ea. Dacă încerci o singură mișcare ca să o găsești, ești pierdut. Iată ceva sigur, urmă D'Artagnan, dar, la urma urmei, nu-i decât o amenințare. Da, dar pe mine, domnule, amenințarea aceasta mă dă gata. Eu nu știu să țin sabia în mână și pe lângă asta tremur de frica Bastiliei. Făcut D'Artagnan. Și eu am tot atâta chef de Bastilia ca și dumneata. Dacă ar fi fost vorba doar de o lovitură de spadă, treacă meargă. Totuși, domnule, eu m-am bizuit mult pe dumneata în toată povestea aceasta. Da? Când te vedeam mereu înconjurat de muschetarii atât de făloși și când mi-am dat seama că acești muschetari sunt ai domnului de Treville, căci dușmanii cardinalului, m-am gândit că atât dumneata cât și prietenii dumitale, în vreme ce ați face dreptate bietei noastre regine, ați fi poate încântați să-i jucați și un renchi grozav eminenței sale. Fără îndoială! Apoi m-am gândit că și chiria aceea pe 3 luni neplătită, despre care nici nu ți-am pomenit până acum, da, da, mi-ai mai dat odată argumentul acesta pe care îl găsesc foarte potrivit. Și mai mult încă, socotind că nu ți-aș mai fi pomenit niciodată despre chiria dumitale, câtă vreme mi-ai face cinstea să locuiești la mine. Foarte bine, foarte bine. Mai adaugă la toate acestea că, dacă e nevoie, m-aș fi gândit să-ți dau pe deasupra și vreo 50 de pistoli, dacă s-ar întâmpla să duci acum lipsă de bani, deși nu prea pare să fie cu putință așa ceva. Minunat, dar dumneata ești un om bogat, scumpul meu Bonacieux. Am un pic de stare, asta e tot. Am strâns cam vreo 2 până la 3 mii de scuzi venit anual din comerțul de mărunțișuri și mai cu seamă plasând ceva capital în ultima călătorie a vestitului navigator Jean Moquet. Așa că mă înțelegi, domnule. A, dar, strigă deodată burghezul. Ce? Întrebă D'Artagnan. Ce văd acolo? Unde?
pe stradă, în fața ferestrelor dumitale, în dreptul ușii de colo, un bărbat înfășurat într-o pelerină. El e!" strigară într-un glas D'Artagnan și burghezul, căci fiecare din ei își recunoscuse omul. Ah, de data aceasta!" strigă D'Artagnan, își făcând dintr-o săritură spada, de data aceasta nu-mi mai scapă!" Și, trăgând spada din teacă, se repezi afară. Pe scară se întâlni piept în piept cu Athos și Porthos, care veneau la el. Amândoi se dădură în lături. D'Artagnan trecu printre ei ca o săgeată. Ia te uită, dar unde fugi așa?" îl întrebară într-un glas cei doi muschetari. Omul din Meung!" strigă D'Artagnan și se făcu nevăzut. D'Artagnan ne povestise în mai multe rânduri prietenilor pățania lui cu necunoscutul și cu sosirea frumoasei călătoare, căreia bărbatul acela îi încredințase o misiune atât de însemnată. Părerea lui Athos fusese că D'Artagnan pierduse scrisoarea lui în încăierare. Nu-și putea închipui că un gentilom și după portretul pe care D'Artagnan îl făcuse necunoscutului nu putea fi vorba decât de un gentilom, ar fi fost în stare de atâta josnicie încât să fure o scrisoare. Porthos nu văzuse în toate acestea decât o întâlnire de dragoste dată de o doamnă unui cavaler sau de un cavaler unei doamne, întâlnire pe care D'Artagnan îndrăznise să o tulbure cu calul lui Portocaliu. Aramis, la rândul lui, spusese că lucrurile fiind prea misterioase, era mai cuminte să fie lăsate baltă. Înțelegând din cele câteva cuvinte aruncate de D'Artagnan despre ce era vorba și gândind că după ce va fi dat de necunoscut sau după ce îi va fi pierdut urma, D'Artagnan va sfârși prin a se întoarce acasă, ei își urmară drumul. Când au intrat în cameră la D'Artagnan, nu mai era nimeni. Temându-se de urmările întâlnirii care, fără îndoială, avea să aibă loc între tânăr și necunoscut, Bonacieux socotise, potrivit caracterului pe care de altfel și-l descrisese singur, că era mai sănătos să o șteargă cât mai repede de acolo.